Monica Macovei și-a anunțat candidatura pe pagina ei de Facebook și a explicat într-un filmuleț de ce își dorește să ajungă președinte. Și eu, ca și voi, sunt nemulțumită de opțiunile de vot care ni s-au oferit. Opțiunile de vot care ne sunt impuse de partide nu au fost testate în nicio bătălie electorală națională. De curând, mii și mii dintre voi m-ați chemat să intru în cursa pentru Cotroceni. Răspund acum și candidez. Totodată Macovei a spus și ce obiective are pentru România dacă va ajunge președinte. Ca președinte, voi asigura pentru România o economie liberă și sănătoasă, care creează locuri de muncă și oportunități pentru tineri și o viață decentă pentru pensionari. O Românie în care educația și sănătatea sunt priorități. O Românie care este respectată de partenerii din Europa și de peste Atlantic. Traian Băsescu nu a fost încântat de candidatura Monicăi Macovei și a anunțat deja că nu o va sprijini în campanie. Că a fost în stare de profunde compromisuri în interiorul PDL-ului ca să-și atingă obiectivul de a fi europarlamentar. Acum are garantată pensia de 4.000 de euro după ce termină și al doilea mandat și sigur venim și la prezidențiale că vrem să ne jucăm. O veți sprijini? Păi, eu m-am angajat față de Cristian Diaconescu, nu pot să o sprijin. La scurt timp de la lansarea candidaturii, site-ul Monicăi Macovei a fost ținta unui atac informatic și nu a putut fi accesat mai multe ore. Surse din cadrul PDL susțin că Monica Macovei nu mai reprezintă partidul după ce și-a anunțat candidatura ca independent.